Acest program vă este oferit de Superbet. Da, bun găsit din nou. Suntem la pauza partidei dintre Topola și FCSB. Sârbii conduc cu 2-1. Au fost ceva probleme în startul partidei pentru echipa lui Mihai Pintilie. Până la urmă, Florinel Coman a reușit să reducă din diferență după o centrare foarte bună a lui Vali Crețu. Mister, cum ți s-a părut prima partidă? Se vede lipsa jucătorilor importanți. Da? Cei care îi înlocuiesc nu sunt în cel mai bun moment al lor și e clar că este o diferență de valoare, mai ales că unii joacă pe niște posturi pe care nu au mai jucat până acum. Dar deocamdată am luat și două goluri, au luat două goluri destul de ușor, dar e bine că am reușit să marcăm și că încă suntem în joc. Sperăm că acum și după această eliminare să gestionăm foarte bine a doua repriză și să punem presiune mai mare, pentru că se vede că e o construcție lentă, încă nu se găsesc, nu ducem foarte multe mingi celor doi atacanți sau celor trei atacanți, practic, dar ar trebui puțin dezvoltat în benzi, pentru că sunt jucători foarte buni de 1 contra 1 cu viteză și cred că acolo ar trebui să exploatăm puțin zonele laterale. Spuneai tu, foarte interesant mi s-a părut, ai spus că ar trebui făcut o mutare rapidă, Buziuc să fie retras în fața apărării. Asta a făcut și Mihai Pintilie. Poți să ne explici un pic de ce ai gândit această mutare? Păi, ca să forțezi puțin, mai ales după golurile primite, trebuie să vii cu ceva și e important să nu scoți jucătorii de atac, pentru că ori 2-0, ori 3-0, e cam același lucru. Așa încerci ceva. Și eu, știindu-l foarte bine pe Buziuc, el poate juca și în poziția de mijlocaș sau de inter, nu neapărat un mijlocaș central defensiv, pentru că nu are rol, adică nu poate să joace în acea zonă, dar undeva inter el poate să o facă la mine jucând în poziția de mijlocaș. Și de acolo este un plus. El are capacitate foarte bună de efort, este puternic și poate să împingă și să susțină de multe ori atacul și să creeze o superioritate venind din linia a doua. De asta l-am văzut. Am și spus că eu așa aș face, asta ar fi mutarea pe care aș fi făcut-o și asta s-a și întâmplat și mă bucur că acum să sperăm că vor da și randament în repriza secundă. Liviu, defensiva foarte fragilă. Ce se greșește, ce nu ți-a plăcut în prima fază la defensivă, despre ea discutăm, dar după aia și la toată echipa? Păi, stai să ne gândim, pentru că, practic, atunci când nu ai fundașii central de meserie, e foarte greu. Gândește-te golul care s-a luat. Primul gol vine dintr-o centrare, da, din partea stângă și, practic, ca fundaș central să pierzi duelul, nu știu, aerian, să nu sari, să întotdeauna se prindă între doi oameni de-a tăi. Am văzut pe reloare, Crețu a încercat să strângă la un moment dat și să sară el cu cel care până la urmă a marcat, dar a ajuns târziu. Adică atunci când nu ai fundaș central e foarte greu, pentru că de acolo pleacă siguranța. Uh-huh. Primul rând nu e gol, mai ales de mingile astea, adică nici n-a fost, nu știu, o centrare, să spun, domnule, m-a surprins. A fost o centrare cu, într-adevăr, din interior, adică cu stângul, cu celălalt picior, nici măcar n-a centrat piciorul lui de bază, fundașul dreapta, da? Da. Și până la urmă au luat gol. Din păcate, n-au stat bine defensiv și asta se vede, pentru că cel mai important ar fi fost să pleci de la siguranța asta defensivă de a nu lua gol. Da? Uite că deja în momentul 15 era 2-0 pentru adversar și normal că ție, ca și echipă, ți este greu să revii. Acum să sperăm că în a doua repriză cu omul plus vor reuși să împingă jocul mai sus, să nu mai facă greșeli pe fază defensivă și să se reușească să-și creeze mai multe ocazii de gol. Pe de altă parte se vorbește, mă rog, nu specialiștii spun neapărat asta, dar se vorbește că de multe ori echipele care rămân în inferioritate se concentrează atât de mult pe defensivă încât devine mult mai dificil de desfăcut acele echipe. Cum e, Poie? Da, e adevărat. Adică poate fi și reversul poate medaliei? Poate fi și reversul, exact. Concentrarea este mult mai mare, e clar. Renunți, practic, cobori mai jos, faci densitate și joci contra-atacul. Mai ales că echipa adversă, cum este FCSB-ul în această seară, au nevoie de gol, trebuie să marcheze și e clar că trebuie să riști puțin. Da? Ei, acum vedem cum vor aborda. Sunt sigur că vor coborâ, îi vor lăsa să vină peste ei și pe recuperare vor juca contra-atacul.
dar în același timp și FCSB-ul trebuie să rămână totuși organizată, să nu se întâmple lucruri grave pe contraatacul lor și să-i presăm. Chiar dacă ei se retrag, am spus-o, ai deja 4 jucători, 5 jucători de atac, 2 atacanți în teren, cu cei 2 atacanți laterali, plus un Moruțan care acum ar trebui să-și intre puțin, pentru că să-și intre puțin în rol. Moruțan slab, șters, într-o șters, da, destul de șters, mă așteptam la mai mult de la el, mă așteptam să ia jocul pe compropriu, pentru că acolo în zona de mijloc este singurul care poate să aducă un plus și are calitatea asta și mă aștept acum ca el să vină să preia mingile și să înceapă să distribuie, să scoate, practic eliminarea îi se datorează, deci să sperăm că îi reintră în joc și că să intre mai mult la interior pe zona centrală, de acolo să poată să aibă o altă viziune și să poată să distribuie și să-i pună în valoare pe cei din atac. În același timp l-aș vedea, chiar aș risca și l-aș împinge puțin și pe Buziuc din poziția de inter, să-l împing puțin în bandă, să-l trag pe Coman în poziția de atacant, de al doilea atacant, da, sau de un număr 10 fals, dacă vrei, lângă Petre, și să creăm acea superioritate și să avem și noi o densitate destul de bună pe zona atac. Aici înseamnă să joci, să te miști jocul fără minge, să te miști foarte repede, și pentru că ne-au arătat că se poate, adică am văzut destul de mari spațiile, se poate juca foarte mult între liniile lor și ar trebui exploatate aceste lucruri, cu toate că nu e filmat atât de bine încât să vezi cadrul și așezările, da, și, să vezi toată așezarea lor, dar la ceea ce ce vedem, eu zic că putem să revenim în joc, putem să egalăm și de ce nu să și câștigăm. Fiu, Petre e introdus în locul lui Pantea minutul 21, o schimbare potrivită din punctul tău de vedere sau s-a grăbit un pic Mihai Pintilie? Nu s-a grăbit. Păi, trebuia să facă schimbare, trebuia să schimbe ceva. În momentul în care ești condus, trebuie să schimbi ceva și bagi un atacant care, Petre, da, joacă un atacant împins care poate juca cu spatele la poartă. Și e normal să fie așa. Acum depinde ce se va întâmpla și cu cei de la topul în repriza a doua, pentru că dacă se vor retrage și vor fi spații foarte mici, va fi greu și pentru Petre, pentru că probabil nu vor mai fi spații atât de mult între linii, vor juca un 4-4-1 probabil ei, da, sau ceva de genul ăsta, și atunci nu vei avea spații. Atunci trebuie să reușești practic să ai pe zona laterală să faci superioritate și să vii cu foarte multe centrări în fața porții, de unde să creezi pericol, pentru că în zona centrală sigur va fi foarte aglomerată și nu vei avea spații. Uh-huh. Ori Petre nu e un jucător care se descurce pe spații scurte, pe spații mici. E un jucător care totuși, nu știu, cred că mai bine pentru centrările care vor veni de lateral, va fi mai bine pentru el. Pentru că, într-adevăr, acolo e destul de greu. În momentul în care ei se vor retrage, vor fi spații mai mici. Și... Dar sârbii cum ți s-au părut? Mie personal nu mi s-a părut să fie vreo echipă care să te dea pe spate. Destul de duri însă, rudimentari, au lovit adversarii. Ție cum ți s-au părut? E așa sunt. Adică... Adică dacă era FCSB cu echipa standard, nu cred că avea probleme. Nu, dacă era FCSB cu echipa, cred că ar fi controlat mult mai bine jocul și nu s-ar fi ajuns la, nu știu, la ocaziile de gol pe care le-au avut ei. Și cred că FCSB-ul cu o garnitură completă ar fi avut mult mai multe ocazii. Și cred că i-ar fi ținut un pic așa în jumata lor mai mult timp. Știi? Dar uite că asta e situația în care se află acum FCSB și vor trebui practic să plece de aici, de la acest 1-2, da? în repriza secundă, cu om în plus. Și va trebui ca toată lumea să se concentreze, să reușească să desfacă această echipă a celor de la topul ăla și să aibă mai multe ocazii de gol. Pentru că trebuie să-ți creezi ocazii, nu mai poți să zici, domne, e 2-1, așteptăm, vedem, acum nu ai ce să mai aștepți. Mai ales că ai doi fundași laterali care împing foarte bine și vin cu centrări destul de bune. Am văzut Crețu, dar golul marcat este dintr-o centrare, practic, din zona, da, laterală. Deci, exact ce spunea și Liviu, e clar că vor crea o densitate foarte mare cei de la topul ăla și trebuie să venim pe benzi acum, trebuie să riscăm. Asta, deci aici va fi secretul. Te poți transforma și într-un 3-4-3 dacă vrei în momentul ăsta, să împingi fundașii laterali în același timp, să intre interii, să intre sau atacanții laterali, să intre puțin în zona centrală, să tragă fundașii de acolo, să le creeze spațiu fundașilor laterali și exact ce spunea Liviu, joci pe Petre. E ușor să vorbim de aici, știi? Joci pe Petre, redublați și scoți mingea la margine și să ataci poarta. Și acum știi cum e, atât încât îi presezi, e posibil, poate nu marchezi tu, dar poate știi cum e, pot să-și dea și singuri gol, că sunt tot felul, da, de momente din astea care ai văzut. Da,
Acum, na, pentru noi este ușor de aici, nu știm exact ce le transmite la pauză, dar e clar că trebuie să riști. Pe de altă parte, FCSB are nevoie de două goluri și te întreb pe tine, Liviu, jucătorii ăștia tineri, dacă nu va marca FCSB rapid, e posibil din cauza lipsei de experiență să intre într-o panică spre finalul partidei, să se creeze un haos din punct de vedere tactic? Da, e posibil chestia asta și mi se pare un risc mare. Se poate întâmpla. Păi da, dar practic tu nu prea ai de ales. Ideea e că în astfel de momente, atunci când tu ai o echipă matură și foarte stăpână pe ea și jucători care au deja o experiență, ei știu și sunt foarte calmi și exprimă calmitatea asta, adică asta ei în joc. Sunt cu mintea limpede și minutul 89. Da, pentru că zic, domnule, avem timp, da. Putem să mai dăm gol, adică nu trebuie să ne grăbim. Asta zic, în momentul în care un jucător tânăr deja zice, domnule, intră într-o anumită agitație așa, și o criză de timp, atunci alege niște soluții care poate n-ar fi fost potrivite pentru minutul ăla de joc, să spunem. Ok, poți să arunci mingea sus, sunt ultimile minute de joc, dar până atunci trebuie să ai răbdare, pentru că numai prin răbdare asta și printr-o calmitate și o luciditate foarte bună poți să, nu știu, să reușești să întorci rezultate în meciuri de genul ăsta. În momentul în care ești foarte agitat și lipsit de o concentrare foarte bună, nu prea să reușești lucrurile. Da. Păi cum pot fi, de fapt, cum crezi că, ce discurs crezi că va avea Pintilie la pauză? Ce ar trebui să le spună jucătorilor? Tu ce le spune după o astfel de primă repriză? Încredere, că se poate. Se poate. E o echipă care nu a arătat mare lucru decât atitudine, determinare, asta este nația lor, da, de luptători, dar ca joc nu e un joc care ți-a pus probleme foarte mari. Da, prin niște greșeli, o centrare, o lipsă de marcaj acolo care atâta timp când n-ai fundaș central în echipă este foarte greu un mijlocaș central să se comporte ca un fundaș central. Al doilea gol, la fel, ești în luptă directă cu el. Părerea mea că poate nu ar fi trebuit Ducan să iasă din poartă. Mă gândesc, da, doar să închidă puțin colțul scurt pentru că atacantul respectiv intrase puțin în unghi. Dar în rest n-au arătat, n-au fost atât de periculoși, nu te-au presat, nu te-au dominat. Da? Deci asta cred că au simțit-o și au văzut și ei că se poate. Și cred că încrederea și să fie mult mai entuziasm, mult mai încrezători. Și, bineînțeles, să-și dorească mult mai mult. Adică trebuie, nu știu, dusă puțin la extrem această repriză. Se joacă, într-adevăr că se joacă cu creierul, cu mintea, dar trebuie să mai joci și cu inima. Da. Trebuie să fii primul la minge, trebuie să fii agresiv și să joci foarte repede pentru că îi poți surprinde, de asta spun. Da? Acum el știe mai bine, de asta spun, că noi nu am văzut atât de clar de aici și el fiind la fața locului a văzut poate multe alte probleme ale adversarului pe care sper să le exploateze, acum să le transmită și să le exploateze. Dar eu zic că cu încredere și cu concentrare foarte multă. Crezi că îi vom vedea în repriza a doua și pe ceilalți doi jucători, Horșia și Robert Ion? Depinde de cum decurge jocul. Depinde dacă va fi nevoie de ei, că dacă cei care sunt acum în teren o fac bine și încep să aibă, să-și creeze situații, ocazii sau să marcheze, nu ai de ce să schimbi. Dar la un moment dat, Horșia și Robert Ion sunt doi jucători dezechilibranți. Sunt doi jucători cu o tehnică foarte bună, în regim de viteză. Horșia este un jucător care a marcat goluri multe și la Liga 1, chiar dacă sunt niște copii. Sunt jucători buni, sunt jucători cu personalitate foarte bună, nu sunt niște jucători temători, adică da. Au personalitate foarte, foarte puternică, îi cunosc foarte bine pe amândoi și sunt jucători care pot crea ceva. Acum depinde, ți-am spus, de cum decurge jocul. Da. Bun, ne revedem la finalul partidei pentru a trage concluzie. Sperăm fericiți cu o calificare a celor de la FCSB. Rămâneți cu noi! Acest program v-a fost oferit de Superbet.